Traficul din centrul Chișinăului a fost dat peste cap în această dimineață după ce simpatizanții partidului Șor au instalat cu o zi înainte corturi chiar pe carosabil pe bulevardul Ștefan cel Mare. După un ping-pong între primărie și poliție pe subiectul cine este responsabil de restabilirea ordinii publice, corturile care blocau circulația în centrul capitalei au fost evacuate. Înlăturați corturile de pe drumul public! Acțiunea este ilegală! Pâine și mai ieftină, gazul. Iată, noi dorim. Să ne audă să iasă, măcar să grăiască cu noi. Măcar să promit ceva. Drumurile sunt rele, o tași sorocă, un drum de 20 de ani, așa zborțele. Și noi plătim. Potrivit poliției, de la declanșarea în 18 septembrie a protestelor organizate de partidul politic Șor au fost înregistrate numeroase încălcări comise de protestatari. Doar în această duminică au fost documentate peste 40 de contravenții. Au fost adresate o serie de sesizări în adresa primăriei municipiului Chișinău. La fel, a fost sesizată inclusiv Procuratura Chișinău în legătură cu acțiunile sau inacțiunile administrației publice locale în acest sens și ale organizatorilor protestului. Vinerea trecută ne-am adresat primăriei cu o cerere prealabilă sub motivația de a schimba modul de desfășurare a întrunirii. Noi am fost obligați să ne adresăm în instanța de judecată. Pentru a demonstra că organele de drept și nu autoritățile locale trebuie să restabilească ordinea, edilul capitalei Ion Ceban a blocat el însuși pentru 5 minute traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare folosind câteva mașini ale primăriei. Dacă aveți autorizația de blocare a drumului, a bulevardului Ștefan cel Mare, vă rog să o prezentați public. Asemenea autorizații nu există. În al doilea rând, poliția, în conformitate cu codul contravențional, articolul 225, trebuie să intervină și să nu paseze vina pe cineva. Noi nu avem poliție locală și nu putem să intervenim. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, pentru încălcarea flagrantă a codului contravențional, Ion Ceban riscă o amendă de până la 4.500 de lei și chiar ar putea fi privat de dreptul de a-și exercita funcția pe un termen de la 3 luni până la un an. Într-o postare pe Facebook, prim-ministra Natalia Gavrilița a scris: ordinea publică în centrul municipiului Chișinău a fost restabilită legal, odată ce autoritatea locală a acționat conform legii și a solicitat intervenția poliției. Aceasta se putea face ieri, fără show-uri politice și fără a bloca circulația publică. Dreptul la protest nu presupune încălcarea ordinii publice, periclitarea securității cetățenilor și manipulări politice. De aceea, guvernul va interveni fie prin Comisia Situației Excepționale, fie prin alte instrumente legale pentru a reglementa modul de desfășurare a acțiunilor publice fără blocarea infrastructurii de transport, a precizat șefa executivului.